Nu, nu, nu. Da, deci spunem retrogradare de 4, mă 2. Ce variantă este asta? De varianta 1. Varianta 1, da? Da. Varianta 1. Subiectul 1 sau ce este? Da, subiectul 1. Yes. Ce spune la subiectul ăsta? Într-o progresie geometrică BN. Deci, într-o progresie geometrică BN. BN. Cu N mai mare ca mai mare de egal cu 1. Avem B1 egal cu 3. B1 egal cu 3. Și B3 egal cu 12. 12. Să se determine B5. B5 egal cu 5. Ce e progresie geometrică? Ce înțelegem prin termenii aflați într-o progresie geometrică? Păi sunt termeni care depind de o rație, adică ei sunt un șir de numere. Da. Care depind ce de calitate au ei? Ce calitate au termenii aceia? Cum se obțin? Poți să dai un exemplu de șir în progresie geometrică? 1, 3, 6, 9, 12. Hai să vedem. Păi zis 1. Nu, 1. Nu, 0, 0, 3, 0, 0 3, 6, 6, 9. Care ar fi calitatea? Din 3 în 3. S-adună aici. A, s-adună 3, da. Dar la progresie geometrică nu e așa, nu s-adună, se înmulțește. Asta, da. Păi facem un pic de ordine. Una e progresia aritmetică și alta e progresie geometrică. Deci la progresie, deci progresie avem așa, progresie aritmetică și partea asta zicem progresie geometrică. La progresia aritmetică e esențial că termenii se obțin din cei din față, adunând aceeași cantitate. Da. Deci din cel din față, adunând aceeași cantitate. Adică, așa cum ai dat tu, 0, 3, 6, adică al doilea, se obține din 0, adunând 3. Da. Dar acum se adună încă 3. Și data viitoare încă 3. 9. Deci din cel din față al 2 între ei. Da? Și mai departe. Deci, oricare dintre ei, alienă, da? Ei și undeva alienă, avea tot cumva în sur și mai departe. Alienă să obțin din cel din fața sa. Cine e în fața lui cel? Că nu poți să el. Alienă minus 1. Alienă minus 1. O pasă vorbă. Ăsta este au un primul termen. Ăsta e al doilea, ăsta e al treilea, ăsta e al patrulea. Ăsta e al meu. Se obține din cel din față adunându-i. Deci a el se obține din a el minus 1 plus rația. Plus același număr tot timpul. În cazul nostru, de exemplu, deci sus rația este cât? 3. 3. Uite, al doilea, dacă faceți pe 3 egal cu 2, înseamnă că al doilea se obține din A1, că e 2 minus 1, 1, plus rația, plus 3, calul nostru. Și așa este. A1, care este 0, plus 3, și egal cu 3. Vezi? Al doilea este 3. Deci, într-o progresie aritmetică, toți termenii au calitatea de fiecare dintre ei se obțin din cel din față, adunând același număr de rații. Asta e chiar definiția. Definiția. La progresie geometrică, BN, să zicem, termenii șirului, au calitatea că fiecare se obține din cel din față, dar nu adunându-i, ci mulțind cu aceeași cantitate. Deci BN este egal cu ăla din fața sa, BN minus 1, înmulțit cu aceeași cantitate. Hai să
știu aici. Ca să nu se înțeleg că e același R peste toate. Q, rație. Dați-mi un exemplu de un șir a cărui termen să fie în progresie geometrică. 2, 4, 8, 16. De 2, 4, 8, se mulțește cu 2, da? Da. Deci are 2, 4, 8, 16, 32 și mai departe. Fiecare se obține din cel din urmă, înmulțind cu 2. Rația de aici, de rată 2. Alte exemplu de rație, din progresie geometrică. 3, 9, 27, 81. Deci 3, 9, 27, 81 și mai departe. Da? Asta e calitatea termenilor din progresie geometrică, fiecare se obține din cel din față înmulțit cu rația. Aici ar fi așa, că anul 2 egal cu anul 1 plus rație. Da? La progresia aritmetică, la progresia aritmetică. Al 2-lea. Al 3-lea egal cu al 1, nu, cu al 2 plus rație. Și egal mai departe cu. În loc de al 2 îl punim pe ăsta. A1 plus rație. Și plus, asta era cine, al doilea, da? Da. Și plus încă o dată rație. Și face A1 plus câte rație? Nu, doi rație. A1 plus două rație. Ăsta este cine, al treilea. Al patrulea, cum ar fi? Al patrulea se obține din al... Al 3. Al 3 plus rație. Dar al 3 știu cu cine este egal. Cu A1 plus două rații și plus rația asta. Adică face A1 plus câte rații? Trei rații. Trei rații. Deci, la al treilea, câte rații s-au adunat la A1? Două. La al patrulea, s-au adunat trei rații. La al șaptelea de dată, ia să vedea că spuneți, este A1 plus câte rații? A1 plus... A6. Șase rații. Plus șase rații. Unul mai puțin decât aici, da? Plus șase rații. În general, la linierea, e ca la unul plus câte rații? A1 plus... A1 minus 1. A1 plus E minus 1 rații. Da. E minus 1 rații, da? Plus E minus 1 cu un indice mai puțin decât aici. E minus 1 rații. Și asta... Forma termenilor general exprimată în funcție de A1 și de rație. Deci, asta este forma termenului general. Forma termenului general dintr-o progresie aritmetică. Suntem la aritmetică, da? Hai să ne ajungem la geometrică, cât s-ar întâmpla. Din definiție, B2 egal cu B1 ori B2. Ca al doilea se obține din B1, mulțit cu rație. B3 egal cu B1. Din B2, așa e definiția, din B2 ori Q. Egal cu B2 știu, B1 Q. Și ori Q. Adică va fi B1 ori Q la cât a? Q la a doua. Că e Q ori Q, Q la a doua. B4 se obține din B3 ori Q. Egal cu. Dar B3 știu cât este. E B1 Q pătrat. Deci va veni B1 Q pătrat. Și ori Q ori Q. Și face B1 ori Q la cât a? Spuneți voi deodată, uitați, la B3, Q-i la a doua. La B4, Q-i la a treia. B7, să zic. B7 egal cu B1 ori Q la a șase. Q la a șase. E cu un indice mai puțin. Adică, în general, BN, BN, al IMR-a, este B1 ori Q la a treia.
E-1. La E-1. Asta e forma terminală într-o progresie geometrică. Vedeți, au mers în paralele. Definiția la progresie aritmetică, definiția la progresie geometrică. Termenii sunt în progresie aritmetică, dacă fiecare se obține de cel de față, adunându-i. Aici cel de față, înmulțindu-i. Termenul general este A1 plus N minus 1 rații. Aici este B1 mulțit cu Q la N minus 1 rații. Mai să vedem, să mai vedem noi o chestiune. La o progresie aritmetică, cum a fost aici 0, 3, 6, 9, cine a fost marginal? 12, 9. Uitați, 6 e egal cu 3 plus 9 pe 2. Păi asta e o problemă cu aflatul rației, nu știu. Zice din, că se află din vecinii, de exemplu, dacă se află un al 6-lea, cum ar veni, da. Se află din, din 3 plus 9 pe 2, nu? Nu al 6-lea. Adică, ăsta nu e al 6-lea, e al 3-lea. Al 3-lea. Al 3-lea face din 3 plus 9 pe 2, nu? Deci, oricare din termeni, la oricare v-ați opri, el este egal cu semisuma vecinilor. 6 este egal cu 3 plus 9 pe 2. Dar tot 6 egal cu 0 plus 12 pe 2. Da. Deci, un termen oarecare e semisuma vecinilor la egală distanță. Când mă duc în spate, mă duc și în față. Adică, vedeți? Deci, în exemplul nostru de aici, 6 egal cu 9 plus 3 supra 2, vecinii imediați. Da. Dar este egal și cu 0 plus 12 supra 2. Așa, mă faci o medie. Așa, ideea e media între cum balansează. Cât sunt în față, îți duc mai el și de-aia împărțim la față. În mijloc. În mijloc, sigur că da. Mă balansează și se duc. Rațiile se anulează, rămâne în față, sunt scăzute, dincolo sunt anulate și se reduc. Rația, adică rația se află, de exemplu, dacă se află din, deci, al 5-lea se află din A5 minus A, cel din urmă, minus A4. Păi, vezi, încerc să memorez ceva mecanic, din păcate. Nu știu de unde se iau rația asta, că am mai puțit în variante. Nu mai poți să te împăriești. Păi dacă tu știi că forma asta generală o știi. Da. Deci al 7-lea este egal cu, cât am zis? Cu A1 plus 6 rații. 6 rații. Dacă știi pe al 7-lea și pe A1, gata, e nevoie o treabă. Așa că este rația. Dacă știi pe al 7-lea și pe al 6-lea, înseamnă că al 7-lea se obține la 6-lea, am luat o singură rație. Deci al 7-lea poate să fie egal cu A, hai să numai al 3-lea, cu câte rații? Patru rații. Deci mai adun patru rații. Diferența, nu? Între 3 și 7, între 1 și 7, aici cu 6, aici adun patru rații. Și dacă în problemă tu știi pe A4 și pe A3, atunci spui repede că le lovești la valoare și spui că 4i egal cu A7 minus A3, da? A7 minus A3, când de rația mă fie egal cu A7 minus A3, tot de 4. Este calculul algebric. Trebuie să știi formula, termenul general și calculul algebric, nimic de rest. Dar deja vă tot spun. La dinți, jos, aici, la calcul algebri și lucrăm la algebri, formulele cele care... Astea sunt cele care te ajută să înțelegi bine. Da, calcul, da. Tot ce nu înțelegi tu? Și, de exemplu, A50. Da, A50. A50, putea să-l facem din A3
plus... Deci... Da, da. Deci A50 e cam plus. Cu A3, nu? A3 plus câte rați? Plus 47 rați. Așa, 47 rați. 47 rați. Și dacă tu știi pe A50 pe A3, la fel rați aici, da? Păi, cu așa rați aici. Nu aveam, nu am găsit într-o variante. Așa. Într-o progresie aritmetică, A1 egal cu minus 14. Deci A1 egal cu minus 14. A1 egal cu minus 14. Și A6. A1 egal cu minus 14, da. Și A6 egal cu 6. Egal cu 6. Să se calculeze A la 508. A indice 508. Da. Zicem, A indice 508 egal cu... Cu cine este egal? Cu A1. Așa? E formula. A1 plus câte rații? 507 rații. Plus 507 rații. 507 ori rații. 507 rații. Ei, dar trebuie și A1 și rația. A1 știi. Da. Păi, da. Da? Adică pe A1 e minus 14. Vreau să mă oprești? Ce nu știi tu aici ca să poți să faci aici? Rația. Rația. Dar ți se dă 6, nu degeaba. Ai indice, al 6-lea ți se dă. Cu cine ar fi egal la 6? Din formulă. Al 6 e egal cu? Cu? Cu A5 o rație. Cu... Sigur, A5 plus o rație, dar poate să fie și A1 plus câte rații? 5 rații. A1 plus? 5 rații. 5 rații. A1 plus 5 rații. Pe A6 îl știm cât este. 6. Bine, 6 e egal cu? Minus 14. Da. Plus? 5 rații. 5 rații. Din spate, 5 e... 5 e egal cu? Cu 14. Plus 6. Plus 6, 20. 20. Egal cu 5. E egal cu 20. Plus 5. Și egal cu? 4. Și e frăjația. Du-i și locuie sus. Egal cu? Păi asta e rația. Eu am luat-o pe șirc, mă rog, ca să ajung la urmă să dau seama că rația e 4. Că am luat minus 14, m-au donat 4, dădeam minus 10. După minus 10 plus 4 de tele. Nu faci lucruri așa improvizate. Trebuie să le faci într-o ordine. Deci, tu mi-ai dat un negreșit. Eu mi-am dat seama că n-ai nicio idee despre progresia aritmetică, progresia geometrică. Și atunci ce trebuie să fac? Într-o astfel de situație trebuie să rămânesc capitolul, progresie aritmetică și apare o progresie geometrică. Deci câtă vreme ai atâtea goluri, nu te poți apuca de franță multe ești, să faci mai așa la întâmplare. Deci trebuie lămurit, în capitolul progresie. Ce formule trebuie să ai? Păi nu, că aveam formulele și m-am uitat. Era gen, rația se afla din... Da, eu insist. Nu niște formule, ci înțelegerea fenomenului matematic. Eu tot mă strălui spun. Formule, azi vedeți, nu le uiți. Le-ai cu tine, te uiți prin formule, le împletișești acolo, nu te legi cu nimic. Nu înțelegi ce vreau să spun. Eu vreau să spun că până când aceste lucruri nu sunt clare, ca să înțelegi noțiunea în sine și până începi să joci și cu ele, așa că niște formule mor la ele, a n minus 1, 6, 7, nimic nu e clar. Deci, matematica pe care o ai tu până în prima, în momentul de față, înseamnă o serie de formule, ai învățat, ai uitat, ai învățat, ai uitat, acum te zbuci, nu știi de o să le iei, cum să le cui, cum să le legi și asta e. La șoferi, până când nu știi legislație, nu te poți apuca să faci testele acelea.
E drept? De ce poate puteți trece? Nu știi nici ce se duce acolo. Variante, nici ele acolo nu se duce. Așa și aici. Nu ai cum să faci teste de BAC fără să știi materia de vânătoare. Ele sunt ca urmare a faptului că știi materia asta. Așa că ne ducem acolo, ne cucățăm, facem. De-aia, i-am mai fost data trecută. Formula progresat, geometrie, tratată, paralel, 4 formule, într-o parte. Da, păi nu aveam un dar nu știam că de să vă scot pe ea, ce știu eu, cum... Da, e de nou, insist, dacă vrei, mă ascultat. Da, da. Nu ai cum să duci pe exercițiile acelea, pe baza unor formule, fără să fii înțeles aceste formule. Deci, la progresia aritmetică, trebuie să înțelegi așa, că definiția în sine, înseamnă fiecare din ei se obține din celul din față adunându-i o cantitate, aceeași tot timpul, rație. Din conștiință, se obține din celul din față, mulțind cu rația. Da? Plecând de la ea, de la formula asta, de la definiții, am descoperit că oricare termen înseamnă 1 plus un număr mai mic cu 1 decât indicele acelea. Rație mulțite, da? Deci, practic, orice termen se obține din A1 de bază, adunând cu un număr mai mic cu o unitate față de indicele de acolo. Ca număr de rații. Asta am și demonstrat cum se vine. Am tot înlocuit, acum s-a văzut de ce. Al 10-lea se obține din A1 plus 9 rații. Al 200-lea, deci din A1 plus 199 rații. Deci după ce am înțeles asta, putem jongla aici, ca autorul ți-o dat pe A1, a venit să mai spune, l-au dat pe A6 și acum ai avut posibilitatea să găsești rația repede, ar gândea. Ca A6 este egal cu A1 plus 5 rații. Cum pe A1 știm, pe A6 știm, pun mai pe rații. Știm rația în A508, înseamnă A1 plus... Da? Ori rația pe care a ieșit de aici. Nu că minus 7 rația îți scădem. Chiar cum e un calcul algebric, este banalitate, quasi gradul 1, cu el, dar nu fac de el, nu fac de aici, sus, gata, merge. Nu, nu asta e matematica care în poziția care te afli tu, ci aceea care curg lucrurile. Așa că, mă întorc. Vreau să punctez faptul că într-o progresie aritmetică, se întâmplă, iată, observăm foarte repede, că un termen oarecare, cum ar fi 6, este egal cu 9 plus 3 pe 2, sau 0 plus 12 pe 2. Vecinii pe 2. Vecinii la egală distanță. Deci, AK. Nu, hai să zici mai ieri, alierea. Egal cu AN minus K, am dat K așa în urmă, plus AN plus K, totul pe doi. În carte vi se dă doar așa, alierea. Egal cu AN minus 1, plus AN plus 1, pe doi, adică vecinii la un pas al lui AN. Aie minus 1 și aie plus 1, pe 2. I-am dat aie minus K, mă duc și 2 pași, și 3 pași, înapoi, și în față 3 pași. Da? Și supraveți de numărul respectiv. Aceasta este o formulă care caracterizează definiția. Ori dai definiția așa, că un termen se obține din A1 adunat atâția, ori că, dintr-un șir, un anumit termen este semisuma vecinilor. Deci, asta poate nu e definiția de caracterizare, care este echivalentă acestea. Uite, asta de aici e echivalentă cu AN egal cu AN minus K plus AN plus K, totul pe noi. Da? Deci am adăugat acum, în loc de lângă definiție, și una care o poate înlocui. Ori am definiția, ori am așa proprietate.
De ce este importantă și asta? Foarte importantă chiar. Iată, e foarte importantă pentru următorul motiv. Dacă ți se dă așa. Radical din X plus 1. 2. Și radical din X plus 2 sunt termenii consecutivi a unei progresii. Deci așa ți-o zic. 3 termeni. Radical din X plus 1. 2. Și radical din X plus 2 sunt termeni consecutive a unei progresii. Sunt termeni consecutive a unei progresii aritmetice. Să se afle X. Aici, autorul probează un lucru. Știi tu ce înseamnă trei termeni în ordinea asta în progresie? Păi înseamnă că 2 se obține din ăsta, a fost rația. Ăsta se obține din ăsta, a fost rația, dar nu faci nimic. Când ai nici rație, nu faci niciun număr, nimic. El altceva ascunde. Dacă în ordinea asta sunt de progresie aritmetică, tu îi traduci echivalentul. Ăsta plus ăsta asupra 2. Adică semisuma vecinilor. Sau ăsta din mijloc 2 egal cu 1. Radical din X plus 1. Plus radical din X plus 2. De 2. Totul supra 2. Echivalentul. Deci când ți-au spus că aștept să termin consecutiv așa, te obligă pe tine să formezi tu relația asta. Acum am zis aceeași metodă și de fapt el te conduce spre ecuația radical din X plus 1 plus radical din X plus 2 e la 4. Care este o ecuație rațională acum. Ecuație cu radicale. Ca să poți rezolva ecuația asta, trebuie să, mă rog, să pui condiții de existență și să radical să fie mai egal decât 0. Toată povestea care ne-a amintit. Deci, vezi, acum te duci pe un alt, într-o altă etapă, rezolvarea ecuațiilor iraționale. O plecat de la faptul că trei termeni sunt progresia aritmetică, te verifică dacă tu știi să pui condiția să formezi, știi continui, nu? Stop, să faci cruțe. Dar ai ajuns aici. De aici încolo știi să rezolvi ecuații iraționale, adică punem condiții. X plus 1, mai egal decât 0. X plus 2, mai mare egal decât 7, nu așa? Da. Adică la primul, la modul trebuie să fie că X mai mare ca minus 1, mai mare ca minus 2, deci de la minus 1 până la plus infinit. X aparține de la minus 1 la plus infinit. Și, îndată, dacă X aparține la minus 1 la plus infinit, ce urmează acum? Urmează să mă duc pe să încerc să rezolv ecuația asta. Cum s-a rezolvat ecuația cu radicale? Trebuie să scap de radicale. Ridicăm la pătrat și este în modul. Dacă o să ridic asta la pătrat, ia să vedem. Trebuie să ridicăm la pătrat. Ca un binom. Ca un binom. Deci prima parte de și de două ori prima parte de la două se complică. De aceea, cel mai întâi, ca atât, este să izolăm un radical și în partea cealaltă. Și apare radical din X plus 1 egal cu 4 plus 4 minus. 4 minus, minus radical din X plus 2. Și acum, când ridica la pătrat, este mai simplu zumbit. Echivalent cu adică x plus 1. X plus 1, da. Adică 4 minus x plus 2. Așa este clar pătrat, nu ai zis că ai și un bine. Nu, acolo, da, ce e acolo. Ai văzut ce bun a fost, a fost la lecție. Deci, așa. Și cât face când e clar pătrat? 16 minus 2. Deci face 16 minus 2. Radical din x plus 2. Minus 2
Și? X plus 1 egal cu... Se duce, iată, X cu X se reduc de o parte și de alta, nu? Și cum continuăm mai departe? Dăm un 8... Ducem pe 8 radical X plus 2 este egal cu minus, se rezolvăm radicalul, ca să ne ridicăm cu data tătă. Deci echivalentul 8 radical din X plus 2 egal cu... Egal cu? 16. 16 și cu 2, deci 18 minus 1. 17. Da, 17. Și adică încă o dată la pătrat. Da. Și o să vin 64 ori X plus 2. 64 pe lângă X plus 2. X plus 2, da. Egal cu? 77. 289. 289. Eu ne rezultă că X plus 2 va fi egal cu 289. 289 supra 64. 24. Mai departe. Dar nu vine mai așa mesajul paranteză? Păi eu cred că puteam să desfacem, dar chiar aproximativ la același lucru. Acum aduc pe 2 în stânga. Nu? Și vine X. X egal cu 289 pe 64 minus 2. Minus 2. Aducem același numitor. Amestecăm cu... 64, nu? Da. 289 minus 128. La 64. La 64 își face. O sută. 161 pe 64. Deci am găsit X egal cu 161 pe 64. Și dacă l-am găsit pe X, nu ne bucură foarte tare, trebuie să vedem dacă este în zona de aici. Și este. Este, da. Dar nu ne bucurăm foarte tare că s-ar putea să nu verifice ecuația. Că tot ar încă la pătrat și s-au adăugat soluții. Și atunci trebuie să locuim pe X egal 164 pe 4, pe 64, 161 pe 64, să vedem dacă verifică asta. Și dacă dă, final 4. După ce calculăm. Mă întorc înapoi. Deci, la progresia aritmetică, definiția. Definiția echivalentă. Că oricare este a n minus k, adunat cu a n plus k pe 2. La cine ajută definiția echivalentă? Spune, iată, în situația asta, trei termeni așa consecutiv, în ordinea asta, sunt termeni a unei progresii aritmetice. Și ce spune autorul? Calitatea astfel din mijloc de a fi semisuma vecinilor, adică 2 egal cu radical X plus 1 plus radical X plus 2, totul pe 2. Semisuma vecinilor. Ceea ce duce la radical X plus 1 plus radical X plus 2 egal cu 4. Și o duce de o ecuație rațională, de acolo și într-o alt teren, de atât pe la chestia aceea, cât de important a fost să știu ce înseamnă că sunt progresia aritmetică sau definiția echivalentă. Deci, ce formule sunt una mai importante la progresia aritmetică? Definiția, definiția echivalentă, termenul general și mai este și suma. Suma termenilor din progresia aritmetică. Adică ISM, ISM egal cu suma. Hai să o vedem așa. Deci A1, notăm cu SM. SM egal cu A1 plus A2 plus A3 plus puncte puncte plus AM. Suma termenilor dintr-o progresie aritmetică. Este varianta pe care micuțul Gauss a făcut-o când era, nu?
I s-o dat pe acolo să vână toate numele la 1100. Deci învățătoarea mea de făcut un plovaj. Și nu avea chef să facă... Era problema aici. Trebuia să lucrezi în timp ce copiii făceau și ceva acolo. Și toate experiența ei știa că dacă îi dă sau dă numele 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus puncte puncte până 900, copiii fiind foarte mici, s-au aflat de muncă. Și așa am avut 2, 4, 3, și cu 3, 6, 4, 10, 10, 10, 10, 10, până de la 300, termina plouă. Atâta timp consuma. De data asta, micuțul Gauss, copilul minune, aflându-se în banc acolo, nici nu a apucat să scoate lucru, că el a venit cu tăbița și a spus 5.050. Mi-a dat răspunsul. 5.050 și suma. Și ea, foarte supărată pe gestul lui de a fi o prăzicie asta de acum. El mai surprinsese în piacul. Și așa se aruncă cu ochii pe tăbița lui și era răspuns corect. 5.050. Și întreabă, cum ai făcut? Păi am făcut așa. 1 plus 100, 101. Aici stau 99. 2 plus 99, tot 101. Și am observat de tipul ăsta, câte se fac? Jumătate de câte capă, 50 de echipe. 101 ori 50, fac 5050. Și gata, curând. În loc să aduni toate așa, ei, dar aici se termină formația aritmetică, cu rația 1. Așa că, zici și noi, bine, A1 plus AN, A1 plus AN, deci primul plus ultimul, da? Primul plus ultimul, oricât sunt ei, păi ei sunt N. Dar jumătate, că jumătate din grupii, nu? Că o să vă nu mulți cu 100 de teme, o să vă mulți cu 50. De ce? Pentru că fac 50 de perechi este. Deci o jumătate din N, ori nu pe 2. Și atunci am dat formula egal cu A1 plus AN, totul de mulțit cu N, pe 2. Iată că pentru progresie, pentru progresie aritmetice, avem cele 4 formule importante. Da? Să le vedem. Deci pentru progresie, aritmetică, avem definiția. Alienele egal cu A1 plus N minus 1 rație. Asta e definiția. Definiția echivalentă. Adică ori definiția, ori asta. Alienele egal cu AN minus K plus AN plus K pe 2, adică este egal să iei suma vecinilor la egală distanță. M-am dus 2 pași în stânga, mă duc 2 pași după aceea. 3 și 3, da? De, ori definiția, ori asta. Alienă, da? Egal cu A1, adunat fi el minus 1. Rații. E formula, termenul general, da? Formula, termenul general. Da? Formate în general. Și este egal cu A1, adunat cu... Este egal cu A1 plus A1, adunat l-am făcut. Ori M, B, 2. A1 plus A1, ori M, B, 2. Astea 4 formule, când am zis progresia aritmetică, 4 formule trebuie să avem minte. Astea. Definiția de caracterizare, termenul general și suma. Așa se merge și la progresia geometrică, în paralel. Da? Deci le știți pe cele patru. Deci la progresie geometrică, am înțeles că acum, din cele față, mulțit curația. Deci, alinie, BN, hai să spun, dar cu BN, BN egal cu BN minus 1, înmulțit cu Q. Așa am zis. Mulțim cu Q.
O proprietate interesantă este că un termen maritare la pătrat, o, uitați, ori la a doua, cât face ori la a doua, 64, egal cu vecinii înmulțiți, 4 ori 16. 4 ori 16 fac 64. Tot o la a doua este egal cu 2 ori 32. La vecinii la... Vecinii la egală distanță. Deci un termen maritare la pătrat, așa dă definiția echivalentă, este că Bn la pătrat egal cu Bn minus K ori Bn plus K. Deci un termen oarecare la pătrat este egal cu produsul vecinilor la faza egală distanță de el. Bn pătrat egal cu Bn minus K ori Bn plus K. Și am mai am ce? Deci Bn, forma termenului general, definiția de caracterizare, forma termenului general, deci nu? Deci forma termenului general, forma termenului general, care zice Bn egal cu B1 ori Q la E. Uitați aici, este A1 plus E minus la C și B1, B N egal cu B1 Q la E minus 1. Și ar mai fi suma, este N egal cu A1 pe lângă 1 minus Q la E supra 1 minus Q. Așa s-a să pare să mă foarte repede. Nu vă mai obosesc acum. În concluzie, sunt 4 aici și 4 aici. Când am zis progresia aritmetrică, am 4, proiecte am 4. Pe baza acestor formule, dar înțelese, pot începe să lucrez. Și știm că au luat gândit. Așa, dar hai să mă întorc la problema toată, pe ce am vorbit chestia asta. Păi zis, într-o progresie geometrică, nu știu ce, nu știu cum, B1-i 3, B3-i 12, găsești că B5. B3-i 3, B12, B1-i 3, B3 este 12 și B5 cine este? Da. Ai întrebat. Da. Îți zici ce vei formula. B5 egal cu cine? B5 era la cine. Uite, B5, am termenul general. B5 egal cu B1 ori Q la ce exponent? Cu unitate mai mică aici. 4. Deci vine B1 ori Q la 4. Ce știu și ce nu știu aici? Păi vine, ar veni B5 egal mai cu 4. B1-i 3. 3 ori Q la 4. Q nu știu. Da. Dar mai de ceva autorul. Dar pe B5 putem să-l aflăm din... Deci... Să aflăm rația. Adică... De unde s-o află? De autorul îi mai dă ceva. Nimic pe 3, pe 12. Pe 3. Și cu cine este egal pe 3, dacă îi spune? Pe 3 egal cu... Pe 3 egal cu... Caută formulă, dacă ai înțeles nimic, înseamnă chiar am obosit degeaba. Păi pe 3 egal cu B1. Oare e la 2. Nu mai poți să stai după ce am vorbit pe 5. Cum mă? Și acum îl înlocuiești pe 3 cu cine ai. Alo. Bună seara, pentru toate, ce vrei tu să faci? Păi integrală. Părine, uite, să încheie acum. Cât ziceați acum? 9 fără 4 minute. Mă vezi la tabul, nu? Vezi că trebuie să te negești ăsta. Așa, făceam progresie. Dar fac progresie, dar nu fac progresie. Bine, hai să...
terminat să nu faci nimic de ca la mine? Bine. Aici ce am... B3. Deci B3 este dat 12. 12. Deci echivalent va spune pe 12 egal cu 3 ori Q la a doua. Așa. Și vine Q la a doua, echivalent cu Q la a doua egal cu 12 pe 3. Adică? Pe 4. Absolut. Și rezultă Q egal cu plus minus 2. Q egal cu plus minus 2. Deci sunt două variante ale Q. Ori 2, ori minus 2. Și mergem cu varianta când Q egal cu 2. Dacă Q egal cu 2, atunci B5 va fi egal cu... Cât va veni? Păi nu pui mă. Cu 3 ori Q la 4, adică... Ori 2 la 4, da? Și egal cu... Cât dă da aici? 2 la 4 la 16, 3 la 16? 16. Cât face? 48. 48. Și cu asta am dat răspunsul. Dacă Q ar fi egal cu minus 2, atunci B5 de 5 egal cu 3 ori minus 2 la 4 și egal cu 4. Tot 48. Deci nu are importanță dacă Q este 2 sau minus 2. Același B5 este fiindcă Q la 4. Și minus la putere pară face totdeauna plus. Încă o dată, vezi? De unde e? Eu sunt aici tot primul ieșițiu din varianta aceea. Poftim. Deci dacă avem B1 și B3. Așa. Aflam pe B2 și până nu putem să mergem mai departe și aflam în urmă ușor pe B5. Păi, urmă... Că 3, 6, 12, 24 și 48. B5, deci tu ai B1 și B3 cât este? De 12. Și cum îți dai seama cât este relația? Păi... N-am. E 6. Dar nu e progresie aritmetică, e progresie geometrică aici. Deci suntem într-o progresie geometrică, da? Cel mult, dacă tu ai sesizat așa, că termenii sunt B1, B3 și B5, care nu știu, însă știm calitatea că ăsta din mijloc la pătrat e produsul vecinilor. Am văzut așa, nu? Deci puteai să spui că B3 la a doua egal cu B1 ori B5. Deci B3 la a doua egal cu B1 ori B5. Și cu B3 îl știm că este 12, ar fi fost 12 la a doua egal cu B1 pe care îl știm 3 ori B5, care nu știu. Și acum, 148 egal cu 3 ori B5 și de unde scoatem B5 egal cu 144 împărțit la 3 și 3 în 14 îți de 4 ori 23 deci cât vine? Rămâne 43, 12 pe 24 așa, 3 în 24 8 ori, 8 ori 8 ori, 8 ori, 3 în 24. Nu asta era? Da, da, 40. De 5 era cu cât? 48? Deodată. Da. Deci se sesizând calitatea că ei 1, 3 și 5 sunt termenii dintr-o progresie geometrică, cel din mijloc, adică B3 la pătrat, uite că avem așa, nu? Am dat aici. Cel din mijloc la pătrat e produsul vecinilor la egală distanță. Dar vecinii sunt la egală distanță de B3, sunt B1 și B5. Și atunci B3 pătrat egal cu B1, îl știu, 3, ori B5. Nu știu. Am luat la plan și am zis foarte repede. Deci asta vrei tu să se remarci. Da. Dar în progresie geometrică, da? Da. În progresie aritmetică ar fi fost că asta din mijloc este semisuma vecinilor.
dar și proiecte. Dacă avem informații teoretice, ne descurcăm. Fie că am lucrat în varianta asta rapidă, teorema de caracterizare, sau definiția de caracterizare, fie că ne ducem, aflăm pe Q, facem treaba, ne locuim, lucrăm Q, două variante, conduc la cele două posibilități, 2 și minus 2, și care ne conduce în final spre același B5-48. Nu se poate face matematică, se poate teoretică. Așa, îi învârți pe acolo, logarit, nu știm ce-i cu logaritmul, ce așa mai poate. Trebuie, ai la îndemână, cum au toți prietenii mei, care învață matematică pe internet, numai pe internet. Aseară am asistat la discuția aceea cu Moldoveanu, acum mă așteaptă să stau de vorbă cu el din nou. Deci, ei au numai lecțiile acolo. Păi tu pui bază pe privirea mea aici. Nu se poate face matematică aici. Aici e foarte puțin din când trebuie recuperat. Este vorba de munca individuală. Acest băiat din Moldova, care m-a întâlnit când era clasa a 9-a, acum clasa 11, a ajuns de o mers până la faza finală pe Moldova, acolo la el, la faza națională, așa, și numai pe lecțiile de pe internet, îl puteam la 3 dimineața cu lecțiile mele. Așa, nu? Urma meditator, eu dau, nu am cu nimic, nu văd mășal, nu fac nimic. Deci sunt foarte mulți copii, foarte mulți, mulți enorm de mulți care fac matematică numai de pe internet. Și au înțeles, și ca nicăieri nu înțeleg asta. Despre funcție, am scos volumele despre matematică. Am complementat partea teoretică, pusă la punct. Sunt cele 18 volume, sunt postulate, pus la punct. Vezi teoria, ecuația, funcție exponențială, noțiune de funcție și mai departe. Toate sunt acolo, dar nu poate munci nimeni în locul vostru. Da? Nu poți înțelege nimic și nu poți să mă apuc de o chestie fără să am un suport teoretic. Așa cum spuneam, deci știi unde sunt colorii. Există acum clasa a 5-a, a 6-a, a 7-a, cap-coadă făcută. Nu te interesează geometria, dar calcul, angel și cu radical și cu proprieți, cum v-am invitat și la clasele astea mici, acum la 8-a și la 7-a am trecut, fără a nu fac nimic. Nu poți înțelege mai târziu dacă n-ai calcul, angel, pus la punct. Deci de ce vă spun și vă spun cu tot dragul, vouă și tuturor prietenilor care ne urmăresc, există o posibilitate imensă, cum n-a fost niciodată pentru vorbitori de limbă română. Eu foarte des primesc mesaje de la cei care sunt din Germania și a căror copii nu știu limba română. Dar spun, știți ce face domnul profesor? Noi le traducem filmele dumneavoastră. Fiindcă sunt în engleză, adică au nevoie de limba engleză, germană, de sfârșit, unde se întâlnesc. Dar ce bine ar fi dacă ați putea face și traducere, dublarea filmelor, în francez, în englez. Păi eu ce să mai fac, cum să mă întind? Am și eu, doar la expoziție, 24 de ore, ca orice om, care trece pe pământ. Nu am cum să mă întind. Băi, încercați să faceți voi. Iată, vorbitorii de limba română au șansa asta, vor putea fi ei. Pe suprafața Pământului. Au pe profund la niște o mare, mare minune care se întâmplă și ei sunt foarte încântați. Voi aveți, toate vă spun, repetați și nu vă interesați. Filmele cele parcă sunt făcute așa, aruncate și nu vă interesați. Sunt pentru voi. Și pentru voi. Ați venit aici, m-ați provocat, am făcut filmul ăsta. Acum progresiile al meu și le-am mai făcut de câte ori. Le puteați găsi pe internet fără discuții. Dacă stați pe bună, cu că progresia mea și progresia geometrică, în mod sigur apărea. Și apărea și intram acolo. Dar mai ales vă spun cum se face. Profona, intra acolo, vezi toate lecții, pe clase, tot. Deci eu vă dau mură în gură, nu mă lăs să mergeți să căutați voi aleatorii pe acolo, după temă. Știți exact cum se face. Dar trebuie muncit. Da. Eu oprim aici. Părinte, dacă integrală ușoară, mi-o dai, dacă nu, nu.
Hai să-l las, să-l las să vină cu integrala. Poți să asisti la integrala asta dacă te interesează, dacă... Iată. Alo. Alo. Zi, Florin, zi. Deci, integrat. Uite, hai să știi tu tabăla, că eu și cu mâna asta așa. Nu știu dacă 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 nu știu dacă. Să vedem. Deci, integrală din... Arc, tangentă din... Deci tot numitorul la pătrat sau toată fracția? Toată fracția la pătrat de x, da? Da. Eu o văd la prima lei, pentru grafic o văd. Tu te-ai gândit la ea, plămesc. Trebuie să ai tu, tu trebuie să ai o idee, eu nu am acum. Totul la pătrat, da? Totul la pătrat, am să spun aici. Păi, n-ai încercat nimic, n-ai avut? Am încercat. Am încercat tangentă cu un de, da? Hai să mergi și după nota. Deci, în nota ta tangentă din X egal cu D. Da. Ai aplicat aici tangenta și scoți pe X egal cu tangentă. Da. Dar îmi trebuie și X-ul scoți, măi, că vezi că am minus X, mi-mi trebuie X-ul. Vezi că e a tangente de X minus X, mi-ai spus aici. Deci am nevoie și de X. Da. Păi, îmi scoți și de X-ul. X-ul e la tangente de T. Corect. Iar de X... ai terminat stânga, în dreapta. În fiecare variabilă asta și vine cât ar tangentă de x derivat face 1 supra 1 plus x pătrat de x egal cu dt, da? Adică dx egal cu de aici rezultă că dx egal cu dt pentru că 1 plus x pătrat. Și ce devine integrala după mișcarea asta? Rezultă integrală din... loc de tangent de x punct ce? T, T, supra cine? Supra T minus tangent din T. T minus tangent din T, totul la pătrat. Vezi? Da, înseamnă local. Înmulțit cu... dt ori 1 plus x pătrat. Și acum pe x trebuie să mă vezi cu tangentă. Mai bine, după ce am scos pe x, hai să derivez aici. Da? Că era x egal cu tangentă de t, dx egală cu tangenta derivată? 1 pe cos pătrat. De ce? Păi da, eu, este același lucru. Adică, este aceeași poveste. În loc să spun mulțit cu dx-ul, porcăria ce acolo, zic că mulțit cu 1 pe cos pătrat de t, ori de t. Dar ea nu este simplă. În continuare este foarte dură. Pentru că ai și t, ca polinomul. Și e amestecul ăsta între polinom și trigonometrie, care nu e deloc o treabă simplă. E o treabă destul de urâtă. Așa că, alte idei. Deci după ce ai taponat-o așa, și n-a mers,
Da? Deci am intrat în, într-un impas, că nu-i drumul cel bun. Trebuie altceva de găsit. La altceva, ce aș putea să fac în clipa asta? Arctangent de X minus X este... nu-i deloc comod. Nu. N-ai încercat să te duci prin părți? N-ai încercat deloc prin părți, nu? Nu. Păi, uite cum aș încerca. Deci, prin părți, de X-ul, să rotăm cu... cum, nu știu cum metezi tu acolo, adică... F, hai să zic, F egal cu... Ați început cu trebuie integrarea prin părți? De mult, da. Arc tangentă de X supra arc tangentă de X minus X, tot la pătrat, asta să fie F. Iar DG, de derivata DG, DX-ul, da, DX. Și de aici G să fie egal cu X, iar F derivat, asta derivată, să vedem ce ne iese, e un pătrat, e treabă multă. Nu sunt cântat nici de ideea asta. Că e mult. Da. Atunci, hai să vedem așa, e mai departe cu integrală din arctangentă pătrat poate fi văzută arctangentă din X. Înmulți cu arc tangentă din X supra arc tangentă din X minus X totul la pătrat de X. Deci am rupt-o în două, ca un produs acolo, tot din ideea să văd de alte părți, că așa partea asta care a fost, nu a fost o idee deșteaptă. Să arc tangenta cu F, G derivat, să fie arc tangenta și F-ul acelalt, iarăși când derivez fracția asta aici, că tot mă gândesc la derivata fracției. Nu e treabă simplu, că derivata fracției, știi bine, numitorul la pătrat, pe bune. Da. Și e urât. Altceva pe ordine, pe mâine seară, să mă gândesc și eu la ea. Și mare lucru mă văd. Da? Deci trebuie să mă gândesc și eu, că nu este integrală cu comodă, nu-i la îndemână, este o chestie mai dură. De unde crezi tot tu? Ai venit cu o chestie... Da. Dar e integrală tare de tot. Trebuie să ne așteptăm... Poftim? Da. Trebuie să ne așteptăm la o substituție, ceva care să mă scoate din urcătură. Dar nu văd acum substituția asta. Nu mi-e clar. Urmează să mă gândesc la ea, bine? Bun. Seara bună. La revedere, salut. Să se fac un plasă 12? Da. Da, sunt chestiune din la excelență, spune el, adică undeva au găsitul la partea asta de selecție, adică de la copii excepțional, în final. Este integrală care nu iese din tipar. Așadar, ne oprim aici. La revedere, seară bună!